În luna august a apărut ordonanța numărul 7 cu privire la reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare în domeniul sănătății. Vi s-a mai spus și noi ne-am tot plâns că începând cu în septembrie 2015, prin ordonanța 35, casa suporta influențele financiar salariale, sumă fixă la luna septembrie 2015. Și orice angajare după septembrie 2015, cheltuielile, influențele cu cheltuielile salariale erau suportate de spital. Prin ordonanța 20 în 2016 și ordonanța 43, unde s-au mărit salariile cu sporul pe oncologie de 50% și gărzile, au fost suportate în totalitate de către casa de asigurări. Și orice influență salarială era decontată lună de lună la luna respectivă. Acum a apărut prin ordonanța 7, apărută în august, Guvernul României a emis această ordonanță prin care casa contractează cu unitățile sanitare publice o sumă pe lună corespunzătoare influenței financiare salariale determinată de menținerea în plată la nivelul acordat lunii iunie 2017. Și în nu mai țin cont de... Deci dacă noi vom face angajări, tot ce înseamnă influență salarială va fi suportată de către spital. Noi prin ordonanța 35 oricum pierdeam undeva la 3 miliarde pe lună, erau suportați bani de către noi. Acum, ca să dau un exemplu, în luna octombrie, influențele salariale decontate de casă, cea trebuiau decontate de către casă, erau de 1.925.541. Prin această ordonanță 7, la luna în plată, luna iunie, s-a contractat 1.631.658. Iară suntem în pierdere pentru noi, în câștig casa. Ca atare suntem, pot spune, într-o situație neplăcută, pentru că la fel nu vom putea decât să facem angajări strict acolo unde arde. Iar tot ce înseamnă această diferență de bani care lună de lună se adună, în loc să investim, să dotăm cu aparatură, să reparăm, să facem tot ce trebuie, să acordăm îngrijiri medicale cât mai bune, suntem limitați tocmai de această ordonanță 7.